Das hier bin ich promovat și pe el. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Sebastian Tătaru și ne reîntâlnim la o nouă emisiune Ruralis. Astăzi, luni, începând cu ora 17. Am intrat cu o mică întârziere în direct, deoarece astăzi avem invitați pe președintele Consiliului Județean Iași, domnul Maricel Popa, și pe primarul Comunei Mogoșești-Iași, domnul Ștefan Maftei. Domnul președinte va întârzia și va apărea în cadrul emisiunii noastre imediat ce va ajunge, întrucât a făcut o vizită pe teren și îl vom întreba și vom vedea despre ce este vorba imediat ce va intra în direct cu noi. Deocamdată îi spunem domnului primar bună ziua. Bună ziua. Domnule primar, e prima oară când veniți la postul nostru de televiziune. Este un lucru benefic pentru că trebuie să comunicăm oamenilor despre proiectele pe care le avem, pe care le-ați realizat și pe care doriți să le realizați în comuna dumneavoastră. Da. În ultima perioadă avem multe proiecte în derulare. Am recepționat acum două săptămâni două proiecte mari de 1.400.000 de lei, o grădiniță cu 8 săli, cu etaj, modernă, o școală, 1.8, tot la fel de 1.200.000 de lei. Au fost utilizate materiale foarte bune la construcția lor. Au fost date în folosință pe data de 12 septembrie, exact ziua când a început școala. Copiii au beneficiat chiar din prima zi de săli noi. Tot satul Mogoșești, toți copiii de la școala Mogoșești învață într-un singur schimb 560 de elevi. Este un mare lucru să înveți dimineața toți în condiții foarte bune. Avem trei școli plus grădinița, plus la sudul satului mai este o școală 1-4, făcută asta, tot din asta pe, mandatele mele. În Mogoșești. În Mogoșești, vorbim de Mogoșești. Avem școli și grădinițe și în celelalte avem trei sate componente ale trei comunii. Sate, în Mânjești am construit o școală nouă, acum intră la reabilitare altă școală prin Ministerul Dezvoltării, tot din Mânjești. În satul Budești, la fel, va intra în reabilitare încă o școală, iar în satul Hadâmbu la fel va intra o școală, trei școli se vor moderniza și se vor da în folosință, sperăm, anul viitor. Educația e pe primul loc la Mogoșești. Între timp a ajuns și domnul președinte Maricel Popa. Spuneam că vine de la o vizită din teren. A avut treabă și a întârziat și traficul, bănuiesc că v-a pus probleme. Bună ziua, domnule președinte, bine ați venit. Bună ziua dumneavoastră, domnule primar și ascultătorii noastre. Bună ziua, bine ați venit. Da. Domnule președinte, dacă tot ați ajuns cu întârziere și am pierdut ceva timp, poate trecem un pic în revistă și revenim la subiectul discuției noastre de săptămâna trecută, acea problemă pe drumul Voinești-Țibănești, să vedem dacă a mai evoluat și în ce sens această discuție. Nu, drumul pe acel sector, Voinești-Țibănești, Țibana-Țibănești, s-a asistat. Acum este o comisie tehnică și comisie de control care efectuează un control începând de la licitație, câștigarea licitației, plus partea tehnică. Noi sperăm săptămâna aceasta să fie să se definitiveze și să-l înaintăm instituțiilor abilitate, să continue cercetarea. Acolo mi se pare un abuz sub toate formele. Ce vinovați trebuie să plătească? Dar în afară de asta, mai merg și pe alte lucrări. Într-adevăr, traficul din zona Pașcanului
e foarte mare. Intrarea în Iași, se cunoaște că a început școala, se cunoaște că Iașul este un oraș viu, un oraș tânăr, a început să fie aglomerat de elevi, sunt foarte mulți studenți și pe undeva este bine, poate cred eu că este mult mai bine să avem foarte mulți studenți, foarte mulți elevi la școle din Iași. E clar că orașul municipiul Iași se aglomerează în perioada octombrie și până în vara următorului an, deoarece avem peste 50.000 de studenți care vin în capitala Moldovei. Într-adevăr, avem și școlile care au început în septembrie și un flux foarte mare, inclusiv pe mijloacele de transport public în comun, dar și în, la nivel de circulație auto. Da. Referitor la acel drum de la Voinești, Țibana, Țibănești, se vor sista lucrările săptămâna aceasta, după ce va termina comisia de evaluare și comisia corpului de control de audit, își vor face temele. Eu sper să reînceapă de nouă procedură de licitație, deoarece nu putem lucra cu același constructor, găsindu-l furând la drumul mare, să continuăm, nu se mai poate. Dar în afară de acest lucru, am de această zonă, această calup de lucrări, am fost și la alte lucrări de reparație. Nu sunt toate în ordine, avem foarte mult de muncit. Cred că s-a înțelenit un fel de a munci. Merge și așa la noi. Eu avertizez pe toată lumea că nu mai merge și așa. Cel puțin cât voi fi eu pe scaunul nou președintele Consiliului Județean. Iar dacă ne interesează în mod deosebit și vorbim de ani de zile de infrastructura rutieră, de infrastructura școlară, infrastructura sanitară, sunt cele trei direcții care mă preocupă în mod deosebit, sunt puțin bani și trebuie să avem grijă de cei bani să-i drămâim. Nu putem să-i risipim la nesfârșit. Am fost astăzi și la un cămin din fondul Ministerului Dezvoltării, nu neapărat direct, din banii Consiliului Județean. Am fost și la alte lucrări de întreținere. Vom avea și alte surprize. Dar surprize lucrăm. Pozitive, nu? Surprize pozitive pentru cetățeni și pentru banii publici. Apropo de drumuri, aș vrea să întreb pe domnul președinte, când încep lucrările la drumul județean Budești spre Mănăstirea Dâmbu, avem și noi. Pe 12 octombrie se va desemna câștigătorul. După 5 zile de la desemnarea câștigătorului, dacă nu vor fi contestații, dar mă îndoiesc, deoarece au fost 10 participanți, 10 constructori. 10 firme. Da. Da, 10 firme. Dacă nu vor fi contestații, după 2 săptămâni, și eu mi-aș dori în acest an să terminăm lucrarea de 2 km. Segmentul ăla e posibil. 2 km într-o lună și jumătate este suficient timp pentru a-l moderniza, dar vreau un drum. Firma câștigătoare are dotările necesare, le face și într-o lună de zile, în 2 săptămâni, dacă are dacă cu ce lucrare. Dacă nu există contestații. Și dacă nu sunt contestații. Nu, mă referem la utilaje și la oameni. Noi trebuie să respectăm legea. Caietele de sarcini au fost făcute anterior și proiectarea studiului de fezabilitate, îl avem făcut. Acum o echipă studiază și analizează studiile de fezabilitate și proiectele la toate cele 28 de proiecte. Ele au fost făcute într-o virtute dacă se vor accesa fonduri europene. Fonduri europene nu se pot accesa decât pe axa 1 și doar atât. Pentru infrastructura rutieră. Pentru infrastructura rutieră și doar atât. Restul va trebui să le rediscutăm. Eu aștept cu nerăbdare etapizarea drumurilor de la echipa de la Consiliul Județean care s-a deplasat pe teren. Dar cele două drumuri, Bârnova și Hadâmbu, pentru cele două mănăstiri, stă în puterea direcției de drumuri să accelereze și să le modernizăm în acest an. Oricum, vă garantez, domnul primar, și la Brnova, și la Adâmbu, și la restul de drumuri, vor fi drumuri moderne,
drumuri care respectă tehnologia, drumuri care respectă standardul și drumuri care respectă catul de sarcină. Să aveam Dumnezeu, să aveam lucrări de calitate. Domnul primar, am spus că în mandatul 2012-2016 s-a efectuat 21 de kilometri de drum. Cred că anul trecut și acum 2 ani dumneavoastră ați realizat mai mult decât tot Consiliul Județean într-un an. Știu că ați avut un drum comunal. Da, am avut 16 kilometri de drum comunal. În 2014-2015. 14-15. Asfaltat. Asfaltat. Deci, dacă dă Dumnezeu și mai trebuiesc 15 kilometri, ștergem. Aveți toată comuna rezolvată. O comună sunt modernă. Tot de atâția kilometri și drumuri județiene. Am mai avut un proiect 322 de 7 kilometri și cu 16, 23 de kilometri. Mai sunt județieni cu 23 și sperăm să încheiem mare asfaltare la Băuștine. Acum vreau să vă întreb, zic, dacă... Pe tot județul a realizat domnul primar asfaltări în drumul comunal. Cofor asfaltic. Modernizare cu podeață, cu absolut tot, rigole, cu șanțuri. Cam tot cât a realizat și Consiliul Județean în 4 ani. Da, el a realizat într-un an și jumătate. Din bugetul primăriei, în mare parte, sau pe proiecte? Nu, pe proiecte. Din bugetul Ministerului Dezvoltării. Lucrarea nu-i terminată în totalitate, sunt lucruri de făcut, dar sperăm să încheiem. Domnul primar este foarte activ. Îl apreciez foarte mult, are și un muzeu și grădinițe, foarte multe proiecte a depus. Mi-aduc aminte când m-a consultat la un moment dat, domnule, uite, am un proiect de 11,5 km sau 11,6 km de asfalt, să-l depun pe fonduri guvernamentale. Bineînțeles, oare nu e prea mult să pun pe bucăți? Nu, domnule, depune-l tot. Aveam pregătit două proiecte din bucăți. Le-am unit amândouă. Și ați făcut unul și bun. Avem un telefon în direct, îl preluăm și pe urmă revenim la discuția noastră. Bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul președinte! Bună ziua, invitatul dumneavoastră! Da, să vă întreb dacă am încât ea la dumneavoastră. Doamna, vă urmărește constant. N-am înțeles ce zis. Am spus că doamna îl urmărește pe domnul președinte exact, constant. Da, bineînțeles, de ce nu? Dacă totul veni să vrea să ne ajute cum v-o promis, eu țin poate frate. Sper să nu se supere, mă gândesc eu. Dacă se supără, o să-mi spună la un moment dat. Ce să vă zic? Vă las, vă doresc sănătate, săptămână bună, vă spun la televizor, nu mai țin sănătate. Am primit adresa de la noastră, nota. Am așteptat cu nerăbdare sosirea domnului ministru Păslaru la Iași, vineri și sâmbătă, împreună cu doamna Corina Crețu. Din păcate, doamna n-a venit la Iași. N-a venit la Iași decât ministrul Sănătății. Atât. Aș fi vrut să îi predau materiale formulate numai de dumneavoastră și alții în aceeași situație ca dumneavoastră. Îi voi face o adresă și o recomandare domnului ministru să respecte legea, să vă dea drepturile înapoi și mă voi lupta pentru aceste drepturi, chiar dacă nu sunt prerogativele mele. Dar sunteți în atenție, vă mulțumesc foarte mult și am făcut o notă deosebită, chiar am atașat-o la nota care am făcut-o din partea Consiliului Județean, domnului ministru. Săptămâna aceasta, mâine, voi pleca la București și sper să am înțelegere și să merg în audiență la dumnealui să mă primească, deoarece eu nu vreau să discut cu un director de pe hol, eu vreau să discut cu domnul ministru. Este o problemă destul de importantă pentru cetățenii comunității noastre. Tot la fel pot să vă confirm și să vă afirm, am îmânat doamnei Corina Crețu un dosar cu 5 proiecte pentru comunitatea din Iași, bani europeni, bani pe regiune, sunt bani în afara proiectelor sau ghidurilor pentru România, sunt bani care se pot lua direct de la Bruxelles și noi sperăm să avem șanse
Am discutat cu doamna Corina Crețor și cu domnul deputat, eurodeputat Cătălin Ivan. În luna ianuarie sau februarie se deschide în reprezentanță la Bruxelles pentru a depune proiectele direct la Bruxelles. Am o notă critică pentru guvern, dar ce sunt mai puțin darnici cu zona Moldovei, cu zona, cu regiunea nord-est, și atunci trebuie să găsim alte nișe pentru a atrage banii la Iași. Vreau să îi mulțumesc domnului primar. A depus foarte multe proiecte, este un exemplu de gospodar al comunității. Așa cum spuneam, mai are câțiva kilometri și termină absolut toată asfaltarea în toată comuna. Comuna Măbășești e o comună foarte mare și m-a impresionat foarte mult. Mai am o rugăminte la dumneavoastră. Mai am... A zis eu rugăminților la domnul președinte. El lunea vinde pe această, teren, domnul... Această emisiune este bună, domnul președinte, pentru că dumneavoastră, în calitatea oficială pe care o aveți de reprezentant al Consiliului Județean Președinte și a instituției care trebuie să vegheze conform legii asupra desfășurării activității în infrastructura județeană și nu numai, sunt și alte atribuții acolo, și primarii care vin și își aduc în mod direct față de dumneavoastră aceste probleme pe care vedeți, cum discutam la începuturile acestei emisiuni, le regăsim aproximativ în fiecare comunitate. Cam aceleași probleme toate, la, domnul, să leagă. Toate comunele au foarte multă nevoie de infrastructură, de finanțări. Lucrăm la un proiect pentru microbuze, pentru școli. Avem multe proiecte europene care trebuie să le depunem acum cât de repede. Avem o echipă la Consiliul Județean, la departamentul de proiecte, să încercăm să rezolvăm toate problemele, dacă nu o mare parte din probleme. Ne mai trebuie cel puțin 10-20 de oameni. Suntem puțini la volumul foarte mare de lucrări. Dar eu acum nu cer bani. Aș vrea o intervenție, după cum știți. Orice intervenție, am o colaborare cu, orice intervenție, dar să fie trac cu apa, nu, cu apa vital. 23 de kilometri de țeavă zbăgat în pământ. Mai este un procent de 10% pentru terminarea și darea în folosință a apei, care este o necesitate aducțiunea pentru, de apă, nu? Pentru comună, pentru sat. Am vorbit cu domnul director Toma, i-a dat drumul până în satul Budești, a rămas Mogoșteștiu, am discutat cu maestrii, cu dirigintele, maxim o săptămână ar avea de lucrat să dăm drumul să oamenii să racordeze la apă și să aibă apă. Animalele nu au apă, e o secetă enormă. Dacă în iarna asta nu este zăpadă, nu sunt ploi, e deja li. Rog și insist, dacă se poate, să săptămâna asta, săptămâna viitoare, să trimită echipă și să dăm drumul la apă. Eu sper ca domnul director Tomas să ne fie urmărit și să fie preluat direct problema dumneavoastră, da. Să o rezolve cât de repede, și dumneavoastră au un volum foarte mare de lucrări. Să știți că își dau silința pentru a implementa proiectul European Master Plan de apă și canal. Suntem contra cronometru. Eu vă mulțumesc, dumneavoastră v-ați adus contribuția foarte mult pentru a demara lucrările și a ajuta în zonă. Și cu siguranță în această lună... Și eu vă mulțumesc că sunteți în câteva luni de când sunteți președinte Consiliului Județean. Chiar avem un sprijin și de câte ori am apelat să o rezolva problema. Eu acum aș dori să v-am invitat și după 4 ani de mandat și să văd aceleași mulțumiri la sfârșit de mandat și cu realizări din ce în ce mai multe pentru comunitățile din județ. Domnul Sebastian, după vizita în comuna Voinești, la Țibănești, sunt mai multe voci, mult mai multe voci care îmi spun că ar fi mai bine să plec spre Parlament, să nu mai stau aici.
Domnul președinte. Unii și amenință, unii și indirect, asta... unii și propun elegant, că ar fi mai bine să plec, ca să nu mai deranjez. Și aici e nevoie de oameni de bază, dacă plecăm toți, cine mai face treabă? Știți cum e, exact când vrei să scapi de cineva, îl promovezi, îl avansezi. Da. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și după aceea vom reveni în direct.